Bună seara, domnilor, domnilor, Hristos a înviat, bine ne-am regăsit, iată, într-o seară de marți pentru a vedea și alte lucruri decât cele pe care poate le discutăm de obicei. Suntem sătui de politică, suntem sătui inclusiv de actul administrativ care face casă bună cu actul politic. Simțim nevoia periodic să discutăm și despre suflet, simțim nevoia să vedem și ce facem pentru a ne hrăni spiritul, sufletul. Ei bine, lucrurile sunt făcute de profesioniști astfel încât să fie bine pentru toată lumea, să fie bine pentru iubitorii de frumos, de estetic. În perioada următoare aici la Târgu Jiu vom avea o nouă ediție a unui festival internațional de teatru. Asta înseamnă muncă, 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 de cele mai multe ori nevăzută decât poate atunci când găsim produsul finit pe masă și îl admirăm, îl aplaudăm. Ceea ce este în spate, timpul, zilele, lunile de muncă, noi cei care nu știm acest lucru nu prea contorizăm, nu prea contabilizăm. Despre arta teatrală aici la Târgu Jiu, despre ceea ce înseamnă teatru dramatic Elvira Godeanu, la noi în municipiu, la noi în județ, am deosebită plăcere de a discuta în această seară cu un profesionist. Managerul Teatrului Dramatic Elvira Godeanu, doamna Mariana Ghițulescu, este lângă noi în această seară. Stimată doamnă, bună seara, bine ați revenit, Hristos a înviat! Bună seara, adevărat a înviat și mulțumesc pentru invitație. Ne așteaptă 10-11 zile de frumos aici la Târgu Jiu, chiar dacă nu tot timpul recunoaștem asta, sufletul simte nevoia să se hrănească. Cum se poate hrăni sufletul? Prin frumos, prin ceea ce îi place. Ei bine, vom avea în perioada imediat următoare ocazia ca în jumătatea, practic lunii mai, să asistăm la 11 zile de ceea ce înseamnă artă teatrală frumoasă, artă teatrală de calitate și să ne bucurăm ochii, vreme de 11 zile, cu produse de excepție. Haideți să dezvoltăm ceea ce spuneam eu. Așa este, vor fi 11 zile de mare sărbătoare, nu numai pentru Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, dar pentru întreaga noastră comunitate. Avem invitați de marcă, invitați care ne onorează. Suntem emoționați că vor fi prezenți la festivalul nostru, că ne vor vizita orașul, ne vor cunoaște teatru, că vom interacționa cu dânsii. Invit întreaga comunitate la spectacolele noastre, vor fi și spectacole outdoor, în exterior, dar și în interior. Mi-aș fi dorit mai multe spectacole în afara teatrului, așa cum a fost și anul trecut în septembrie, când am avut multe spectacole aproape în fiecare seară. Au fost evenimente atât în interiorul teatrului, dar și în exterior. Însă, după cum știm, luna mai este o lună capricioasă din punct de vedere al climei, al temperaturii, o lună mai ploioasă și sigur ați prefera să nu riscați. Da, oricum riscăm, dar da, ne-am luat niște marge și avem mai multe, într-adevăr, mai multe evenimente organizate în interior. Sunt evenimente teatrale, sunt și concerte de muzică, avem programe și pentru publicul larg, și pentru artiști, și pentru tineri, și pentru copii. Am încercat să satisfacem gusturile și să ne adresăm cât mai multor cetățeni din orașul nostru. Da, mă uit încă de la deschidere, avem evenimente de o certă valoare. Văd că beneficiem și de prezența unor urmași ai marii noastre doamne a teatrului, Elvira Godeanu. Da. Anul acesta împlinim pe 13 mai, se împlinesc 120 de ani de la nașterea doamnei Elvira Godeanu. Și am invitat pe Armand Calotă, care este nepotul doamnei Elvira Godeanu și care este și actor la Teatrul Național din București. Și l-am invitat în deschiderea festivalului într-un medalion, am spus noi așa, medalion Elvira Godeanu, în care să povestim despre doamna Godeanu ca artist, ca actriță, dar și dincolo de
viața dânsei publică, să povestim despre dumneaei lucruri pe care noi nu le știm, nu le cunoaștem, dar care poate că ne interesează să știm și cum era doamna Elvira Godeanu dincolo de scenă. Va fi într-un dialog cu domnul Marius Bodochi, actor al Teatrului Național din București și directorul artistic al acestui teatru. De altfel, dânsul este și în Consiliul nostru artistic al Teatrului Dramatic. Elvira Godeanu ne face această onoare. Și în deschidere va fi această întâlnire, acest dialog între cei doi și public. Vreau să spun că intrarea este liberă la acest eveniment, desigur, în limita locurilor disponibile. Se pot face rezervări la numărul de telefon binecunoscut deja. Sau puteți să veniți direct la ora 7 seara la teatru, intrarea este liberă, dar în limita locurilor disponibile. Imediat după acest dialog cu publicul și cu cei doi mari artiști, va urma un spectacol de muzică și teatru, da? Unde, din care va face parte și Petre Ancuța, care a fost elevul nostru aici la Liceul de Muzică Constantin Brăiloiu și care acum este actor. Da, după deschiderea, iată, de la Teatrul Elvira Godeanu, avem un eu acum mă uit pe desfășurător program, concertul orchestrei Big Band Filarmonica din Craiova, de la Frank Sinatra la Michael Bublé. Da, ne-am gândit să facem practic un periplu muzical și cultural. Vor fi prezenți 18 instrumentiști de la Filarmonica din Craiova care vor cânta muzică oldies, but goldies, da, și sper să vină cât mai mulți oameni și să se bucure de evenimentul nostru, de sărbătoarea noastră, să sărbătorim împreună, că până la urmă este sărbătoarea comunității. De asemenea, în a doua și a treia zi vom avea invitați și câțiva instrumentiști suflători de la Colegiul Național din Ulipati, din București, care vor susține un mic recital în fața teatrului înainte de începerea spectacolelor. Un recital de 40 de minute în fața teatrului înainte de începerea spectacolului, de brass band. Da, ei cântă și la Ateneul Român și pe alte scene recunoscute din țară. Cum spuneam, mă adresez și copiilor și tinerilor, așa cum poate că deja târgujienii s-au obișnuit, de când sunt manager, am multe programe de educație prin teatru. Foarte multe activități în acest sens, ne amintim și în trecutul apropiat și anul trecut, multe astfel de momente, da, să spunem, de învățare a actului dramatic. Da, îmi doresc foarte mult ca comunitatea să facă parte din procesul acesta al spectacolului, să cunoască cât mai mult, să beneficieze de tehnica artei actorului. Noi desfășurăm în continuare, să știți, am luat acum o pauză pe perioada festivalului pentru că suntem foarte ocupați, dar în continuare desfășurăm cursurile de gratuite de arta actorului pentru copii între 5 și 18 ani, 19 ani, da? În fiecare sâmbătă, actori ai Teatrului Dramatic Elvira Godeanu susțin cursuri gratuite cu tinerii noștri și copiii noștri din Târgu Jiu, cei care doresc și se înscriu la aceste cursuri. Marți și miercuri, 14 și 15 mai, piesele propuse, văd că sunt două deja știute de către târgujeni, de către gorjeni. Iată Ultimii și Omul care a văzut moartea, două piese de impact, aș putea spune. Până să ajungem la spectacole, marți și miercuri, adică 14 și 15 mai, vreau să-i anunț pe toți părinții sau pe doamnele și domnii învățători, după școală, la ora 12 îi așteptăm în Parcul Central. Se vor desfășura
ateliere creative, da, pe pictură, susținute de doamna profesor Ciolacu Cristina și doamnele profesor Ciolacu Cristina și Romaria de la Palatul Copiilor, da. Iar pe 15 vom continua cu aceste ateliere tot de la ora 12 și vom avea și un atelier de radioorientare care se va desfășura pe dealul târgului. Seara invităm adulții. Da, avem spectacolele Teatrului Dramatic Elvira Godeanu. Este vorba despre Omul care a văzut moartea și Ultimii. Pe 14 Ultimii și pe 15. Vă invităm, cei care nu l-ați văzut, este un spectacol extraordinar. Dumneavoastră l-ați văzut, l-am de altfel. Văzut, da, da. Da, îl puteți vedea pe Claudiu Istodor, pe Adrian Andone, pe Ioana Flora, pe... O piesă poate mai actuală ca niciodată în contextul, da, dezrădăcinării familiei și alienării individului. Foarte, foarte tristă, dar reală, realistă în egală măsură piesa. Teatru cam asta face, ne pune o oglindă în față, o oglindă. Mă credeți că de fiecare dată când am mers, când merg, când voi merge la teatru, părăsesc, la finalul spectacolului, părăsesc incinta, cum se spune, schimbat, gândindu-mă la piesa în sine, gândindu-mă la ceea ce înseamnă, gândindu-mă la mesaj. Nu ai, da, cum să asiști la un spectacol de teatru și să pleci fără alte gânduri, mai bune sau mai puțin bune, dar pleci schimbat. Da, știți, se spune că dacă spectatorul nu pleacă după spectacol, măcar 20 de minute după ce a plecat în drumul spre casă, gândindu-se la ceea ce a văzut și dacă are un proces de introspecție asupra unor evenimente din viața lui, asupra, corect, vieții lui, asupra viitorului, spectacolul nu prea și-a atins scopul. Indiferent că este un spectacol de comedie sau o dramă sau o tragedie sau o tragicomedie. Da. Mergem mai departe, ca să depășim acest moment cotent, așa, confesivă, da, și contemplativă. Pe 16 mai văd un mix. Avem artă teatrală, avem carte, adică literatură, uh-huh, și avem conferință, ce îmbină ambele lucruri, și cartea și teatrul. Da. O zi plină pe 16 mai, care se încheie fabulos seara cu prezența, uh-huh, unicului Dan, da, Pruic. Avem, pe timpul zilei, avem două lansări de carte, da? Este vorba de Ana Maria Zorilă, tânăra și talentată Ana Maria Zorilă, elevă. Cred că de la Colegiul Național Spirul Haret. Da, da, da. Numele îmi pare cunoscut. Da, este foarte talentată. Ia cât că avem tineri. Da, viitorul prețioși. Sună bine. Da, sună bine. Da, așa este. Și apoi avem onoarea să-l avem pe seară, invitat pe Dan Puri, care vine cu o conferință, Teatrul meu, Teatrul Universal. Și vă așteptăm, știu că foarte mulți oameni din Târgu Jiu, spectatori fideli, să spunem, mai teatrului nostru, cu diferite ocazii și-au mărturisit că dorința de a... Când îl invitați pe Dan Puric? Și uite că vrea să-l... s-a îndeplinit. Și uitați că s-a îndeplinit. Da, Dan Puric este prezent cu o conferință la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu. Pe 17, iarăși lansare de carte, un concert, Arta interviului cu, uh-huh, inegalabila Maia Morgenstern și o conferință. Avem seara, după spectacol, imediat, deci imediat ce se termină spectacolul, Arta interviului, avem invitat pe Juan Maiorga, dramaturgul care a scris piesa Arta interviului. Juan Maiorga este unul dintre cei mai importanți dramaturgi contemporani spanioli și director de teatru în Spania și a acceptat invitația noastră de a fi prezent în cadrul Festivalului Internațional de Teatru. Este piesa aceasta, s-a montat în premieră națională la Târgu Jiu și va fi prezent cu o conferință și cu un, de fapt, un dialog între dumnealui și
publicul spectator pe marginea subiectului piesei și nu numai. Da, cum spuneam, avem un festival de calitate, un festival care sper eu să fie pe gustul oamenilor din Târgu Jiu. Pe 18 mai văd eu din program pe care l-am în față că încercați să și explicați secretele sau tehnicile actoricești, da. Ceea ce înseamnă că veți dezvălui cumva din spatele scenei, din culise, da, niște exact. Lucruri. Este un workshop susținut de două doamne, poate cele mai importante din România, pe această parte a castingului de film, directoare de casting de film, care fac inclusiv la nivel internațional. Doamna Dominica Cârciumaru este director de casting de film, film artistic și internațional, și au acceptat invitația mea de a veni în cadrul festivalului nostru, de a se întâlni cu trupa noastră. Așa cum am spus, mizez pe performanță și îmi doresc să duc această trupă la performanță. Și workshop-urile și fac parte din dezvoltarea noastră ca actori, a profesiei noastre, și îmi doresc ca actorii trupei noastre să se dezvolte pe mai multe planuri și pe mai multe paliere și să aibă acces la castingurile făcute la nivel național și, de ce nu, internațional. Îmi doresc să promovez actorii Teatrului Dramatic Elvira Godeanu, îmi doresc ca ei să înceapă să fie în baza de date a caselor de producție și să poată să colaboreze, să poată să acceseze filme, să fie chemați pentru filme, pentru că așa se construiește o trupă și un teatru. Și o carieră în egală măsură pentru cei care își doresc cu adevărat acest lucru. Da. Seara de 18 mai se încheie. Aș vrea să spun că la aceste castinguri nu au, pot veni și oameni care vor să asiste și sunt interesați de ce înseamnă subiect. Munca, da, de subiect, cum se pregătește și cum se face, cum dă un actor un casting. Câtă muncă și cât da, consum și nervos. Este o știință. Este. Da. Da. Fără discuție. Cine vrea să participe ca spectator este binevenit. Iată, la Biblioteca Județeană Cristian Tel. Da. În parteneria cu cei de la, da, Cristian Tel. Da. Seara de 18 mai, spuneam, se încheie cu piesa La Academie, teatrul din Botoșani, Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani, în regia cui? În regia lui Andrei Măjeri, gorjeanul nostru. Talentatul nostru. Foarte gorjean. Talentat, un tânăr regizor care este invitat și chemat la toate festivalurile și, de fapt, acest spectacol la Academie a fost, cred că, în vreo 7-8 festivaluri invitat, inclusiv în Festivalul Național susținut de Teatrul Național din București, la FNT. Și iată, dacă putem, îl aducem și noi la Târgu Jiu. Și putem. De altfel, Andrei Măjeri este în Consiliul Artistic al Teatrului și sperăm ca, dacă nu stagiunea aceasta, stagiunea viitoare să vină să monteze și la noi. Am înțeles. Mergem mai departe pe 19 mai, unde seara, dacă vreți să îmblânziți vremea, aveți ocazia, căci la fața locului, mai exact la Târgu Jiu, în incinta teatrului, se va afla Busu, cum este el cunoscut, da, 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 românilor, Florin Busuioc, în piesa Fidelitate. Da, Florin Busuioc împreună cu Gheorghe Ifrim și cu Adelaida Zamfira într-o comedie spumoasă și rafinată, Fidelitate, la ora 19. Iar la ora 21, în centru, la amfiteatru, vom avea, vă rog să veniți să nu ratați, Liniște în Troia. Liniște în Troia, o trupă din Polonia, vorbește despre refugiați, va fi un spectacol cu foc, cu mașini, va fi chiar spectaculos și vă rog să nu veniți. Cu siguranță veți pleca cu câteva gânduri după spectacolul acesta.
De fapt, avem trei trupe străine invitate. Este vorba de Polonia, Mexic și Argentina. Și Argentina. Uh-huh. Da, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu programul ultimelor 5 zile, de pe 20 până pe 24 mai. Primăria și Consiliul Local Runcu, Obștea Muntele Runcu, vă invită în perioada 10-12 mai la Zilele Comunei Runcu. Vineri 10 mai se va desfășura a 13-a ediție a Festivalului Concurs al Cântecului Popular Românesc Maria Apostol și un recital susținut de ansamblul artistic profesionist Doina Gorjului. Sâmbătă, începând cu orele 17, vor urca pe scenă artiștii Constantin Enceanu, Neta Soare, Vasile Ciobanu, Nina Predescu, Delia Barbu, Măriuța Burlan și Andra Matei, iar duminică 12 mai ne vor încânta Sanda Argint, Roberta Crintea, Eugenia Filip, Anca Toncea, Nicușor Micșoniu, Asu și Luna. Spectacolul dedicat zilelor comunei va fi prezentat de Adelin Logofetescu și se va încheia cu un grandios foc de artificii. Vă așteptăm cu drag! Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Like a shooting star, I go. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050 111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Vital Kinetic îți oferă servicii de fizioterapie, kinetoterapie, masaj terapeutic atât pentru tine cât și pentru sănătatea copilului tău. Pentru creșterea armonioasă a acestuia, te așteptăm la o evaluare gratuită și ulterior poate intra într-un program de prevenire sau de tratare a afecțiunilor coloanei vertebrale. Pentru serviciile medicale TECAR, laser, diametrie cu unde scurte, terapia shockwave, magnetoterapie, electroterapie, drenaj limfatic, specialiștii noștri îți oferă vouchere cu discount de 10 și 30%. Nou! Serviciile noastre pot fi plătite în 4 rate cu cardul. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, lângă fostul hotel Laguna. Pentru programări, sunați la 0767 656372. Vital Kinetic. Sănătate înainte de toate! Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime, dotările tehnice și stația computerizată cu o capacitate de producție de 120 metri cubi pe oră. Personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului. Monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton.
Folosește energia solară de la Darkon Group, furnizor de servicii complete de energie regenerabilă cu peste 30 de ani de experiență antreprenorială și peste 950 de sisteme fotovoltaice instalate. Avem soluții pentru design, proiectare și dimensionare, livrare, montaj și punere în funcțiune, monitorizare, mentenanță și întreținere. Vizitează-ne pe fotovoltaic.darkon.ro și solicită informații pe e-mail fotovoltaic@darkon.ro. Protejează viitorul. Darkon Group. Energie fără compromisuri. Construiești sau îți modernizezi locuința, biroul sau spațiul de producție? Pentru instalațiile de încălzire, ventilație și climatizare te așteptăm la Tehnova. Cazanul Dominus pe lemn, alegerea inteligentă pentru casa ta. Cazane pe peleți cu durată lungă de exploatare, întreținere ușoară, autonomie ridicată și în plus 5 ani garanție. Casa ta merită doar echipamente de top. Pentru pompele de căldură, aer, apă, Energy Save, Suedia, te așteptăm la Tehnova, Craiova, strada Gârlești, numărul 121, Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 14A sau tehnova.ro. Știm că a fost greu să stai acasă, dar ai reușit. Nu o să spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu. Depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Courier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere. Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. Restaurant Dacia din Craiova este brandul de care aveți nevoie pentru reușita oricărui tip de eveniment din viața dumneavoastră. Cu un cadru exclusivist, Restaurant Dacia vă pune la dispoziție două săli, una cu o capacitate ce pornește de la 40 până la 100 de locuri și respectiv de la 80 până la 230 de locuri. Restaurant Dacia vă asigură aranjamentul sălii și cel floral, iar prețul unui meniu pornește de la 200 de lei. Vă așteptăm în Craiova, strada Caracal, la complex Dacia și la telefon 0766 640 934. Restaurant Dacia, garanția unui eveniment reușit. Am revenit, doamnelor, domnilor, cu o secundă aparte a unei emisiuni în care avem plăcerea de a discuta cu doamna Mariana Ghițulescu, managerul Teatrului Dramatic Elvira Godeanu, despre actul sublim ce va avea loc aici în Târgu Jiu în perioada următoare, atunci când vreme de 11 zile avem un festival internațional de teatru. Pentru cei care n-ați fost pe fază, pe emisie, în prima parte am discutat în intervalul 13-19 despre programul, zic eu, mai mult decât elaborat, pe care ni-l propune Teatrul Dramatic Elvira Godeanu în cadrul acestui festival internațional. Rămăseserăm, stimată doamnă, pe 20 mai. Cu o piesă, iată, jucată de Teatrul de Stat din Constanța, a 12-a noapte, de William Shakespeare, exact, în... Inegalabil Will. Da. Trebuie să spunem că semnează regia la acest spectacol un mare regizor la nivel mondial, este vorba despre Andrei Șerban. Este un spectacol care nu trebuie ratat. De altfel, Andrei Șerban ne-a făcut onoarea să accepte invitația noastră și va fi prezent la reprezentație. Deci nu doar piesa jucată în regia lui, ci și va fi și Andrei regizorul Șerban, în sine. Ceea ce este, ne onorează. Rog târgujienii să nu rateze spectacolul acesta, pentru că spectacolele lui Andrei Șerban sunt într-adevăr capodopere și bijuterii. Iar, din păcate, spectacolul de teatru este inefabil. Corect. Și nu se poate, nu rămâne ca un film pe care îl putem viziona și mai târziu când avem dispoziție. Și apropo de asta, mi s-a întâmplat să văd, eram în studenție, să văd în jucate de teatrul de la Botoșani în acele vremuri, aceeași piesă, cu două excepții, aceiași actori în ani diferiți. Le-am văzut altfel. Apropo de faza cu filmul, care
pe care vrei să îl vezi, îl pui, îl vezi exact aceleași, eventual poate mai alte idei. Fiecare ei, jucate diferit au fost, au fost chestii unice. Așa este, complet da. Unice. Așa este. Fiecare reprezentație este altfel pentru că este un alt public în sală care face corect. Parte din spectacol. Corect. Și mergem în continuare pe linia lui Will Shakespeare, William Shakespeare. Da. Următoarele două zile cumva sunt dedicate lui Shakespeare lui pentru Shakespeare. Că avem două piese după da. William Shakespeare. Da, două companii de teatru din Argentina și Mexic, cum spuneam, care vin cu niște adaptări după William Shakespeare. Este vorba despre Omorâți-l pe Hamlet. Da, adaptare după Hamlet, Omorâți-l pe Hamlet. Este o comedie. Chiar titlul în sine. Da. Și cei cu Kiki al cincelea, da, da, face referire la Henric al cincelea, a lui William Shakespeare și sunt două comedii spumoase. Spectacolele vor fi subtitrate, deci nu vom avea probleme de înțelegere a textului. Îi vă invităm la teatru să vedeți două companii de teatru din Argentina și Mexic, chiar pe 19 mai la ora 21, timp de oră, un teatru din Polonia. Teatru din Polonia. Da, minunat sunt, nu-i ratați. Ei, iată, 21 mai Omorâți-l pe Hamlet, 22 mai cei cu Kiki al cincilea, dar tot pe 22 mai se mai pot afla secrete în cadrul unor workshop-uri despre improvizație. Despre improvizație. Știți că improvizația de multe ori, cel puțin pe mine recunosc, m-a salvat. Am avut examene, am avut situații de ultim moment din care am ieșit mai mult decât onorabil improvizând. De ce? Pentru că ceea ce învățasem, efectiv peste ceea ce învățasem s-a așternut așa, s-a pus o pătură neagră, noroc că mi-a mers mintea, am avut poate asupra mea și harul divin în momentul respectiv și am improvizat și a ieșit ok. Da. Iată că și cu improvizația sunt și acolo niște secrete. Improvizația stă la baza artei actorului. Corect, corect. Da, l-avem invitat pe Vlad Masa. Cine dorim ca Vlad Masa, în viitorul, sper eu, foarte apropiat să vină să monteze la Târgu Jiu. El va veni să facă un workshop cu trupa noastră, timp de 3 zile, workshop la care sunt invitați și cei care doresc să vadă ce înseamnă munca unui actor dincolo de scenă, de produsul final, spectacolul de teatru. 23 mai, seara ne propune Viața e vis. Viața e vis, da, teatru de vest din Reșița, Calderon de la Barca. Viața e vis, o piesă de teatru superbă și sunt, vă asigur că și spectacolul este pe măsură. Costumele sunt semnate de Doina Levința, deci numai costumele în sine vor fi un spectacol în sine. Trebuie să spun că anul acesta, ediția din anul acesta a Festivalului Internațional de Teatru Elvira Godeanu și-a propus să celebreze femeia artist. Aceasta este tema festivalului și vom avea aproape în fiecare seară de premiată o femeie artist, că este vorba despre scenograf, că este vorba despre actriță, o actriță, despre dramaturg, o femeie artist. Am înțeles. Spectacolul de spectacole se încheie pe 24 mai cu prezența într-un one-man show a celui numit Horațiu Mălăele, gorjeanul nostru, cel pe care cu siguranță nu trebuie să vi-l mai prezint eu, toată lumea vrea să-l vadă pe Horațiu Mălăele. Când a mai fost aici la Târgu Jiu, a fost nebunie, flux mare de persoane, toată lumea voia să-l audă, să-l atingă, să-l pipăie, să-l vadă. Ei, uite că pe 24 mai sunt un orb, one man show cu Horațiu Mălăele. Da, închidem festivalul cu târgujianul nostru Horațiu Mălăele, pe care cu toții îl iubim foarte mult și de care e bine să ne bucurăm cât putem de mult, invitându-l la teatrul nostru. De altfel, să știți că eu i-am făcut invitația încă de anul trecut să vină să monteze ceva cu trupa noastră. Nu m-a refuzat,
însă are un program foarte încărcat. Suntem convinși. Și muncim la asta, adică ne conversăm, comunicăm, să găsim o perioadă liberă și pentru dumnealui și să ne facă onoarea asta să vină să monteze ceva. 11 zile de spectacole în cadrul unui spectacol unic, nu seamănă o seară cu alta, 11 zile în care, iată, avem reprezentații ale unor teatre naționale, teatre autohtone din România, dar și prezența a trei țări prin câteva teatre de acolo, iată, Polonia, Argentina și Mexic. Da. A fost mult, a fost multă muncă. Este multă muncă, să știți că suntem o echipă nu mică, una foarte mică. Organizarea unui festival, mai ales a unui festival internațional, presupune să ai în spate o echipă puternică, o echipă și numeroasă și puternică cu care să poți organiza și să susții atâtea zile de evenimente la o, evenimente de calitate și să și tu să fii la nivelul lor pentru a le oferi toate condițiile și tehnice și absolut toate condițiile pentru desfășurarea spectacolelor în cele mai bune profesionale. Ce mi se pare mie fascinant este că ați reușit să convingeți nume să vină aici la Târgu Jiu pentru un regal de artă teatrală. Pentru că fie discutăm de actori, de scriitori, de dramaturgi, de regizori cu nume, vorbim de, până la urmă, artiști. Știți cum e? Artiștii, și știți mai bine decât mine acest lucru, au o personalitate mult mai dificilă, e drept, mai complexă decât omul obișnuit. Ei, ați reușit să convingeți vârfuri din domenii, unele complementare artei teatrale, să vină aici? Da. Eu multă lume mă întreabă cum de-am reușit lucrurile acestea, inclusiv cum am reușit să o aduc pe Maia Morgenstern să fie colaboratoarea Teatrului Dramatic Elvira Godeanu și vor mai veni artiști consacrați care o să colaboreze și vor fi colaboratorii teatrului nostru. Da. Care este secretul reușitei? Păi seriozitatea și tot ce am făcut până acum, acolo unde am fost, am fost un om serios și am făcut lucruri de calitate, am făcut performanță. Noi suntem totuși o lume mică, chiar dacă nu ne cunoaștem cu a treia persoană, ne cunoaștem cu a doua și atunci corect, se ia un feedback. Corect. M-a invitat X, ce știi despre? Și atunci este ok, nu e ok și se pare că feedback-ul celor care au fost aici a fost pozitiv. Feedback-ul celor care au lucrat cu mine până să vină în Teatru Dramatic Elvira Godeanu, că nu ne-am cunoscut oamenii de azi pe mâine. Cum spuneam, am fost un om serios, am făcut întotdeauna lucruri de calitate și am făcut performanța acolo unde am fost. De aceea și feedback-ul este pe măsură și atunci și oamenii acceptă să lucreze cu mine. Da, mă uitam acum, rămân fascinat de prezența. Chiar mi-aș dori să-l văd și în afara teatrului, adică să am și posibilitatea de a discuta liber cu omul Florin Busuioc, Busu, cum este el cunoscut. Mi se pare absolut fascinant acest om. Sigur, pe Horațiu Mălăele îl știm cu toții, știm că este muncalist, știm multe despre dumnealui, însă Busu are așa are șarmul lui. Cei mai mulți dintre români cu siguranță îl știu de la rubrica Meteo, de la un post național de televiziune, însă nu foarte multă lume știe că este un actor desăvârșit. Este un actor foarte bun. Și muncitor și perseverent. Da. Și eu l-am întâlnit în perioada în care era și pedagog. Și o perioadă nu lungă de timp, o perioadă scurtă de timp a fost și asistentul la clasa la care eu am fost. Deci știu. Mai mult despre. Da, este un om cu care chiar ai ce să vorbești și este un actor foarte talentat. Este.
Bun, luna mai e bătută în cuie. Știm clar ce anume vom vedea. Eu o să și încep, sper să nu vă supărați, de din seara asta chiar să fac postări, să urc pliantul de prezentare, pentru că mi se pare firesc cât mai multă lume să afle, iată, ce ne propune Festivalul Internațional de Teatru Elvira Godeanu în perioada 13-24 mai. Însă după acest festival nu se termină aici lucrurile, adică mergeți înainte cu ceea ce v-ați propus. Urmează un festival pentru elevi, urmează un festival de film de scurtmetraj pentru copii, pentru tineri, da? Deci nu ne oprim, montăm noi deja, adică noi acum organizăm festivalul, dar în același timp suntem și în repetiții, îl avem invitat, montează la noi Mihai Brătilă, este un regizor care în ultimii ani s-a îndreptat către film și face multe din filmele pe care publicul larg le urmărește pe canale, pe Pro TV, Antenă, sunt regizate, la posturile naționale. Inclusiv a regizat o serie din filmele, din filmul Clanul, da? O serie este regizată de dumnealui și de mâine începem repetițiile, a făcut un casting, de mâine începem repetițiile la piesa Memoria Apei, va fi un spectacol care va plăcea foarte mult publicului, îmbină și drama și comedia. Un subiect. Cam ca viața în sine. Da, exact. Că și viața are, viața. Așa are momente și de dramă. Și vom avea avantpremiera pe 9 iunie, deci iată că lucrurile nu se termină, urmând ca premiera să fie în septembrie la deschiderea stagiunii, apoi vom intra pe 18 mai, deci în timpul festivalului va mai fi un casting la Antonela Cornici, regizoarea care a montat Arta Interviului, vine să monteze din nou o comedie, este vorba de Filomena Marturano sau Divorț în stil italian, cum o cunoaște multă lume această piesă. Va face pe 18 mai castingul, vom începe repetițiile în iulie, vom da o avantpremieră la sfârșitul lunii și în septembrie sau început de octombrie va fi premiera. Activitate pe bandă rulantă. Activitate nu pe se bandă. Poate spune că aveți zile de relaxare. Nu. Eu am fost la teatru inclusiv sâmbătă înainte de Paști, de la ora 9 la ora 16. Mai aveați câteva ore și puteți merge de acolo să luați lumină relaxată. Da. Pentru seara de Paște. Mi-am amintit acum o scenă, acum mulți ani, la Târgu Jiu, cred că în cadrul festivalului Elvira Godeanu, atunci nu era internațional, doar de mulți ani în urmă, a fost Marcel Iureș, da, inegalabilul nostru, inclusiv actor de filme, în filme cu distribuție internațională, și era atunci o terasă, Time to Time se chema aia, în centru, amplasată seară, se terminase spectacolul, cred că era și seara de gală, eram relaxare în bermude, pantalon scurt, în tricou, că na, era vară, și am strigat-o pe ospătăriță să-mi dea repede un pic și o foaie, se duceau spre hotelul din centru, pentru o cină, probabil, m-am dus repede în șlapi, vă dați seama cum am alergat de la terasă în șlapi să intru. La intrare, doi tipi așa masivi au pus mâna și zic eu să iau un autograf, se poate de la maestru? Nu. Ce să fac? Norocul meu a fost că în grupul care tocmai intrase era și fosta mea dirigintă de la Sfântul Nicolae, de la Școala Generală de Sfântul Nicolae, și m-a strigat și zice, ce faci? Și zic eu, aș vrea să iau și un autograf, între timp maestru se întorsese. Și zice, da, sigur, nu vă spun cum s-au uitat cei doi de la intrare la mine, adică eu eram în bermude, în șlapi, parcă văd bermudele cu palmieri, cu mașinuțe, ca de vară. Și am intrat, am dat bună seara, lumea îmbrăcată mega elegant, eu ca din filmele cu proști, mi-am dat autograful, am strâns mâna maestrului, i-am mulțumit, mi-a mulțumit și el pentru interes și m-am întors la terasă. Toată terasa a făcut să aproape pariu că n-am cum să intru să iau autograf. Mi-a ieșit, apropo de improvizație. Da, sunt momente frumoase, și e de apreciat că, iată, reușiți să aduceți oameni pe care în principiu îi vedem sau de care auzim la televizor, sau în cărți, sau în ziare, sau în reviste.
Iar lucrul ăsta spune multe pentru interesul care se acordă actului cultural aici la Târgu Jiu. Da, așa este. Eu sper ca sala teatrului să fie plină, ca oamenii din Târgu Jiu să-și dea seama că au ocazia să se întâlnească, poate cu unii dintre ei, cum este Juan Maiorga, poate că nu va mai veni. Nu prea ai alte posibilități să-l vezi. Și care este, cum spuneam, unul dintre cei mai importanți dramaturgi contemporani. Pot avea un dialog deschis cu dumnealui, au această ocazie. Cu traducător am văzut că este respectiva... Da, avem traducător. Deci, totul... deci nu se pune problema să nu se înțeleagă ceea ce spune dramaturgul. Nici vorbă. Să ne întâlnim cu Andrei Șerban. Nu. Iarăși, este o ocazie. N-ai foarte multe oportunități. Da. Deci, încă o dată, în perioada 13-24 mai, vă aștept la teatru. Vă așteptăm la teatru, suntem în pregătiri intense. Vă așteptăm și în centru, la spectacolele din aer liber. Pe 13 mai, la deschidere, intrarea este liberă pentru întreaga, nu chiar pentru întreaga comunitate, că avem că o sală mică, da. Din păcate, avem 199 de locuri. De aceea mi-aș fi dorit mai multe evenimente în exteriorul teatrului, însă n-a fost posibil. Mi-aș fi dorit și expoziții să fac, dar nu sunt programate alte expoziții, deci galeria de artă este ocupată cu o altă expoziție, adică cam asta am putut să fac. Cred că pe viitor ar trebui să dezvoltăm mai mult aceste spații culturale, da. Și să investim, dacă ne dorim să facem și să continuăm cu acest festival internațional de teatru, pentru că un festival de teatru presupune mai mult decât un spectacol de teatru și înseamnă, este o ocazie să ne adresăm pe mai multe paliere și cât mai mult, să avem cât mai mulți oameni, spectatori, privitori, vizitatori, să putem să ajungem la cât mai mulți. Și cu siguranță, stimată doamnă, cu astfel de evenimente memorabile veți face acest lucru. Iată, s-au făcut pași, se fac pași importanți în ceea ce înseamnă aducerea sublimului în artă aici la Târgu Jiu, e vorba de artă teatrală. Am ajuns la final, dați-mi voie să mai citesc eu încă o dată Festivalul Internațional de Teatru Elvira Godeanu, 13-24 mai 2024. Am avut plăcerea de a vă prezenta, de a vă fi prezentat din partea doamnei managera teatrului, doamna Mariana Ghițulescu, programul acestui festival. L-am discutat, l-am prezentat. Noi o să-l și promovăm zilele următoare, începând chiar din această seară. Mulțumim pentru prezență, putere de muncă, să fiți sănătoși pentru că aveți nevoie și cu siguranță sala și centrul, atunci când se va juca afară, vor fi pline. Pentru că, nu-i așa, târgujienii, gorjenii sunt iubitori de cultură. Și să știți că prețul biletelor este unul accesibil, pentru că am ținut cont de lucrul acesta. Important este să ajungem la spectatori. Doamne ajută! Mii de mulțumiri încă o dată pentru prezență. Doamnelor, domnilor, nu uitați, mergeți la teatru 13-24 mai 2024, Festivalul Internațional de Teatru, aici la Târgu Jiu, Elvira Godeanu. Și dumneavoastră și invitatei noastre mulțumim pentru curajul de a ne suporta 40 de minute. O seară plăcută. La revedere.